Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Ei bine, ziua de luni este ceva mai ciudată. Prima parte a zilei vine cu multe conștientizări pe care le putem avea, așa că mare atenție ce visați în prima parte a zilei și mare atenție ce se întâmplă în jurul vostru, mai ales dacă sunteți matinal din fire, vedeți ce informații apar către voi. Este o zi așa în care dăm față în față cu fricile noastre, o zi în care dăm față în față cu acele lucruri care nu funcționează, cu acei monștri din subconștientul nostru, care se proiectează aici. Bineînțeles, nu la propriu, pentru că vor fi și multe iluzii, multe. E ca și cum ne uităm la o umbră pe perete și ne imaginăm că nu știu ce monstru e acolo, când de fapt nu e așa. Da? Și doar mintea noastră vede situația respectivă ca fiind chiar atât de neagră. Păi avem numărul 15, arcana majoră, diavolul, și avem energia generală, luna, în contextul spânzuratului. Păi, dragilor, ni se cere să ne uităm cu alți ochi la umbrele astea de pe perete care tot ne sperie. Da? Asta așa, ca și exemplu banal. Da, e un moment în care trebuie să ne dăm seama că totul pornește din mintea noastră. E un moment în care anumite traume ne pot fi scoase în față, dar este și o zi în care trecutul poate să bată la ușă, dar partea bună a lucrurilor e că îl vindecăm. Mai avem și eremitul, da? O altă posibilitate a energiei generale. Deci putem să discutăm chiar despre o zi în care ideea aceasta de a aborda lucrurile într-un mod matur, de a ne uita mult mai atent la ceea ce se petrece în jurul nostru, chiar ne-ar putea ajuta extraordinar de mult. Pentru că, da, e o zi în care totul se petrece așa pe repede înainte și nici nu ne dăm seama când a apărut umbra în fața noastră, când s-a întâmplat chestia respectivă. Și pentru unii dintre noi, să știți că o să fie o zi ceva de genul când ne imaginăm cel mai negru scenariu și când colo lucrurile chiar nu sunt chiar atât de negre. Sau ne imaginăm că totul e roz, că totul e frumos și că încolo, de fapt, lucrurile nu sunt așa, a fost doar o proiecție a minții noastre. Atenție pe minciuni astăzi, pe trădări, pe relații toxice, toată zona asta e destul de profund, e destul de intensă pe aici. Și bineînțeles, trebuia să încep cu asta, probabil Mercur iese din retrogradare, dar părerea mea e că de pe 16 încolo putem să luăm în considerare, ca să se mai odihnească și el puțin. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Așa cum ați văzut, au început să apară filmările pentru luna iunie. Le filmez mai devreme pentru că voi fi puțin prinsă cu niște situații personale de rezolvat și weekendul viitor nu am cum, da? O să fiu puțin plecată și nu o să am cum. Urmează o lună iunie foarte ciudată pentru toate zodiile. Suntem așa trecuți de la agonie la extazie, sub semnul morții, da, arcana majoră în numărul 13 sau împăratul, dacă e să reducem la împărat. Se cam schimbă regulile jocului în luna iunie, dar până atunci să trecem noi cu bine de săptămâna asta care urmează, pentru că e o săptămână cu senzații tari, e o săptămână ciudată, o săptămână în care se întâmplă multe lucruri, totul e așa pe repede înainte. Da? Și chiar e ciudat, spre exemplu, data de 22 chiar e foarte ciudat, foarte ciudat. Da? Din punctul meu de vedere, acum na, om vedea ce o să fie. Că va fi cu turnul, cu nebunul, deci se pot întâmpla chestii. Cred că ne-am obișnuit cu doiul ăsta. Dar chiar vă rog să vizionați filmările pentru această săptămână, dacă n-ați făcut-o deja. E și lună nouă în Taur, Jupiter schimbă zodia, se ceartă cu Pluto, Marte schimbă zodia, se ceartă cu Pluto. Deci toată lumea se ceartă cu toată lumea. E un show total, plus că deja începe să se simtă foarte intens quadratura lui Pluto la nodurile lunare, care va fi la grad exact mai târziu, da? Însă se simte destul de intens și așa. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie. Nu uitați să asculți și de la zodie și de la ascendent, dacă vrei să vezi cu adevărat niște lucruri mai apropiate de viața ta. De asemenea, te invit să vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile, îți mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru că te-ai abonat. Dacă n-ai făcut-o deja, te invit să o faci. Și începem cu berbecul. Da, dragi berbeci, pentru voi e o zi așa în care sunteți la limită cu totul. Chiar de dimineață vă simțiți mai obosiți din fire.
prima parte a zilei, chiar cât stați la cafea. E foarte important să fiți foarte atenți la informațiile care apar în jurul vostru. Nu vă grăbiți. Asta e foarte important. Nu vă grăbiți. E o zi în care sunteți ceva mai nostalgici din fire, doar că undeva vă reveniți pe la amiază, să spun. Acolo vă reveniți bine. O discuție cu un prieten v-ar putea ajuta sau o discuție telefonică. De asemenea, este o zi în care, uite, poți să-ți vindești ceva. Poți să-ți vindești ceva din trecutul tău. Doare, da? Îți e teamă să nu se mai întâmple iar așa. Îți e teamă că cine știe în ce poziție te pune persoana respectivă. Trecutul bate la ușă serios și pentru tine. Lasă teama deoparte. Important e să te menții pozitiv, să acționezi. E foarte important să accepți ajutorul unui prieten sau să accepți o schimbare care se petrece în cercul tău de prieteni. Zona de online e foarte bine aspectată pentru tine astăzi. 3 de monede, 10 de cupe. Lucrezi la ceva, pentru casă, pentru familie, studiezi ceva, o problemă. Apoi avem 2 de monede. Este o zi în care fie primești bani, dai bani la rândul tău. 2 de monede poate să însemne și faptul că ești prins între două activități astăzi sau două locuri de muncă. 4 de bâte. Uite, până la urmă totul e bine când se termină cu bine. E o zi frumoasă pentru tine în care poți să ieși la o plimbare, poți să îți petreci timp alături de prietenii tăi, alături de persoanele dragi ție. Iar cei care aveți legătură cu zona studiilor, aici văd un răspuns pozitiv pe care îl primiți. Zodia Taur. Dragi Tauri, chiar de dimineață visați așa frumos cu ochii deschiși la viitor. Doar că apar niște surprize total neașteptate, apare o situație ciudată care are legătură cu un șef, care are legătură cu o persoană importantă din viața voastră. Pe acolo se ia o decizie sau primiți o veste, primiți un mesaj, un apel telefonic, un e-mail, e ceva acolo ciudat și de asemenea, dragi Tauri, pentru voi este o zi în care puteți să vă revedeți cu persoane din trecutul vostru, e o zi în care e ca și cum se reiau anumite discuții sau vă apucă teama atunci când vine vorba de persoanele din jurul vostru. Fiți puțin atenți pentru că aveți prin preajmă personaje care au tot felul de drame, traume și tot ce vreți voi și e posibil să vă influențeze. Fiți puțin atenți. Da? Vedeți că Mercur de acolo se oprește din retrogradare. E staționar momentan, e adevărat, dar știți cum e? E bine să nu vă lăsați prea mult impresionați, da? Pentru că da, astăzi probabil veți conștientiza și voi că mai sunt personaje prin jurul vostru care profită de răbdarea voastră. Da, și atenție pe grupurile de oameni. Pe acolo e teama pentru tine, dar ar trebui să n-ai teamă. 2 de spade, justiția, o legătură cu zodia balanță. Tu aici aștepți un răspuns sau primești o veste astăzi legată de un contract, legată de niște acte. Apoi avem 7 de bâte. Ceva te provoacă în ziua de luni sau este o zi în care încerci tu aici să-ți menții punctul de vedere într-o situație anume. Cineva se luptă cu tine sau cineva are niște probleme, așa, are niște frustrări, nu știu cum să spun. Faietonul, o legătură cu zodia Rac, un drum pe care îl faci către cineva, cineva care face un drum către tine. Faetonul poate să reprezinte și o victorie, o bucurie pe care o ai. Da, niște drumuri pe care le faci sau niște vești pe care le primești de la drum te-ar putea ajuta. Chiar dacă inițial te sperie, că știi tu că mereu când ai vorbit cu persoana aia ți-a spus nu știu ce și s-a întâmplat nu știu ce. Uite că de data asta poate să fie diferit sau poți să conștientizezi că totul a fost doar în mintea ta. Zodia Gemeni, da, dragi gemeni, la cât am filmat weekendul ăsta, ați văzut că a apărut și filmarea pentru voi, pentru iunie asta, așa că să mă scuz, nu, chiar mă doare capul și nu mă simt bine, cred că trebuia să mă mai odihnesc, da. Dragi gemeni, nu știu, aveți legătură cu vreun rac sau e o zi așa pentru voi, în care chiar de dimineață vă simțiți bine, sunteți ceva mai energici. În prima parte a zilei chiar v-aș sfătui să fiți foarte atenți la evenimentele care se petrec în viața voastră, pentru că sunt simbolice, pentru că vă ajută, vă luminează mintea. Dacă vreți, puteți vă încărcați de energie pentru toată săptămâna că o să aveți nevoie. Mai ales cu luna asta nouă în Taur, mai ales cu intrarea lui Jupiter în Taur, o să avem nevoie de energie, dragi gemeni, cât pentru toate zodiile. Dar
Revenind, prima parte a zilei, uite, poate să vină pentru tine cu niște vești frumoase pe care le primești pe internet sau o legătură puternică pe care o ai cu un grup de oameni, cu persoanele din jurul tău, cu tot felul de lucruri de genul acesta. Apoi, e un moment în care fie nu te valorifici suficient, fie îți dai seama că valorezi mai mult și că cineva de prin jurul tău nu prea te apreciază așa cum ți-ai dorit tu. Atenție puțin pe bani astăzi, dragi gemeni, vedeți în ce investiți. Acum, încercați să lăsați trecutul ăla în pace, că dacă, nu știu, cândva s-a întâmplat o chestie, asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple și astăzi la fel. Da? Pe de o parte e o zi bună să te afirmi, dar pe de altă parte vezi că te duci în necunoscut, vezi în ce investești. Da? 8 de spade, magicianul. Vrei să ieși dintr-un blocaj, vrei să ieși dintr-o situație anume. Unii gemeni aveți așa niște idei fixe în cap și vreți astăzi să scăpați de ele. Da? Sau căutați soluții la a rezolva o problemă. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, un profesor, un mentor sau o persoană pe care tu o respecti mult te poate ajuta în ziua de luni, dar și partea aceasta de credință e foarte importantă pentru tine. Regina de monede, uite că apar și banii, dragi gemeni. Vă vin bani sau este o zi în care rezolvați ceva din punct de vedere financiar. Poate aveți legătură cu altă zodie de pământ, în afară de Taur, o fecioară, un capricorn, însă eu văd aici multă bucurie pentru voi. Primiți niște bani sau se rezolvă ceva, dar e o situație în care voi vă simțiți blocați, dar nu sunteți în largul vostru. Poate să fie și o zi în care să apară blocaje sau întârzieri legate de partea financiară. Totuși vedeți pe ce dați bani. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi prima parte a zilei, chiar așa de dimineață, e foarte bună să călătoriți cu mintea. Să vă uitați la videoclipuri care sunt din alte țări, din alte culturi, din alte religii. E o dimineață bună să mai învățați ceva, să studiați ceva, fie că citiți un articol pe net despre o chestie banală care vă interesează pe voi, fie poate să fie ceva important. Ideea este că e o zi în care tu ești foarte bine susținut, ești foarte bine văzut în fața celorlalți, ai multă energie. Apar tot felul de activități de făcut, dar asta nu e ceva negativ. Ideea este să îți asculți intuiția și ideea este să fii puțin atent, să nu fii oarecum înșelat, că e posibil să ți se dea acolo niște activități și tu să spui, vai săracul sau săraca, dar nu mai poate, dar uite, hai să mă bag eu să-l ajut, să o ajut, și te trezești că ții niște responsabilități și niște chestii care nu ți aparțin și te mai trezești că nu te mai ține nici sănătate. Deci fiți puțin atenți, dragi raci, astăzi, ascultați-vă intuiția, dar încercați să nu săriți chiar așa la fiecare strigă, țipăt, fiecare deget ridicat, hai că vine, mă rog, vino și mă ajută. Încercați puțin să vă temperați astăzi, da? Că e posibil să vă aruncați așa în necunoscut pe o anumită direcție. Bine, e o zi în care șeful vă dă dreptate sau știți voi acolo că sunteți undeva sus puși, așa este, așa este. Dar totuși nu exagerați. Diavolul. Împărăteasa. O legătură cu un Taur, cu zodia Balanță, zodia Capricorn pentru alții. Nouă de bâte. Dragi raci, nu știu, vă este teamă, vă simțiți puțin obosiți. Văd o teamă legată de fie o femeie care e șefă sau o femeie care nu vrea să plece într-o poziție, vede că nu mai poate, dar tot acolo rămâne sau tot ideea aia o are. Fie pentru unii este vorba despre o legătură aici cu zona materială și fiți puțin atenți, dragi raci, astăzi, cât mâncați, ce mâncați, da, câtă cafea beți, fiți puțin atenți aici. Apoi avem 4 de monede. E un moment în care te simți sigur, te simți stabil sau e un moment în care spui da, da, eu nu plec de aici, dar eu apăr teritoriul, apăr cuibul, apăr persoana asta. Apoi avem regina de monede. Este adevărat că vin și bani, dragi raci, însă e un moment în care, uite, poate ar fi bine să aveți și puțin curaj într-o anumită situație. Și curaj, dar să nu vă lăsați folosiți, asta mi-ar plăcea mie să văd la voi. Atenție pe cumpărături, pe de altă parte, da, vezi ce cumperi.
cineva te apreciază, te simți bine, deci totul e ok, doar, repet, nu exagera și încearcă să nu te lași folosit. Zodia Leu. Dragi lei, ce faceți? Hai că urmează o lună iunie foarte faină pentru voi, dar momentan discutăm despre ziua de luni. Prima parte a zilei, uite, e mai aglomerat așa pentru tine. Vezi ce visezi, vezi ce se întâmplă, trăiești mai intens, apar tot felul de lucruri din trecut. Mare atenție la un bărbat astăzi sau mare atenție la persoanele care sunt din alte culturi, din alte religii. Mare atenție atunci când vine vorba de niște situații birocratice pe care nu le cunoști, pe care nu le știi tu. Uită-te atent acolo în josul paginii că e ceva scris foarte mic și vezi că treaba aia e importantă. Da, știu că Mercur iese din retrogradare, dar nu chiar de tot, adică încă suntem amețiți și noi și el. E o zi așa în care se mai rezolvă niște lucruri, da? Uite, o discuție cu partenerul te-ar putea ajuta sau chiar să apelezi la un specialist pe un anumit domeniu sau la o persoană care a mai trecut prin asta, cineva care știe ce vrea. Adică nu vă lăsați păcăliți pe niște chestii, că n-are sens. Poate cineva din familie sau o rudă, cineva are nevoie de voi. Asul de spade, 7 de monede și puterea, cartea ta, moartea. Da, e o zi de putere pentru tine, o zi în care iei o hotărâre importantă, de asemenea văd o veste pe care o primești, o decizie care se ia. 7 de monede vorbește despre o așteptare mare, despre o sumă de bani, dar este și un moment în care spui gata, punem puțină pauză și vedem ce am adunat, vedem cu ce m-am ales din toată povestea asta. Apoi, pajul de spade, o zi în care cineva e foarte curios în legătură cu tine sau tu devii foarte curios în legătură cu o persoană. Cineva ți atrage atenția sau ceva anume ți atrage atenția. Uite, e o zi bună de analiză, de studiu pentru tine, mai ales dacă ai legătură cu zona actelor pentru unii lei. Sau poți să analizezi o situație împreună cu partenerul sau cu partenera și uite, sfaturile unei persoane care a mai trecut prin chestia aia, fie a mai lucrat acolo, fie a mai fost pusă în povestea respectivă, crede-mă că te-ar putea ajuta enorm de mult. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, ce faceți voi? Că prima parte a zilei e foarte interesantă, chiar de dimineață. Totul e roz, e frumos, e liniște, e pace, e un moment așa în care parcă vă organizați bine toată săptămâna. Bineînțeles că ceilalți au nevoie de voi, chiar de dimineață probabil vă sună telefonul sau primiți e-mail-uri, mesaje, deci se întâmplă chestii. Undeva de pe la amiază vi se aglomerează mai mult programul și atenție pe sănătate și atenție pe muncă. Veți avea tot felul de lucruri de făcut, m-a spus. Deci de luni toată lumea vă sună, toată lumea vă caută, toată lumea vrea câte ceva de la voi. Acum, ai foarte mult ajutor printr-un prieten sau printr-o persoană dragă ție. Vezi că cineva îți dă un sfat cu privire la o schimbare, la o transformare pe care o ai de făcut în cadrul unei relații. Și acum, treaba ta ce faci? Sfatul respectiv poate să vină chiar în mod direct, că omul ați spune, fie poate să fie un context în care te afli și din care poți să-ți dai seama, din care poți să extragi cumva acele elemente care sunt potrivite pentru inima ta. Un ajutor pe care l-ai în legătură cu niște acte, în legătură cu niște legi, e ceva acolo ce îți dă cu virgulă și uite că e un om care te poate ajuta. E bine să nu te arunci cu capul înainte astăzi, pentru că nu vezi lucrurile foarte clar. E un moment în care ți se cere să mai studiezi, să mai analizezi puțin o situație. Da? Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi? Sper că ați văzut previziunile pentru iunie, că au apărut pentru zodia voastră. O lună iunie faină pentru voi. Prima arcană majoră, moartea și judecata. Dragi fecioare, se iau decizii importante. Luați decizii mari astăzi, în sfârșit vă treziți și voi ca reînviați la viață. Pe de altă parte se reia o discuție privind o transformare, privind o schimbare. E un moment în care vrei să te eliberezi, simt eu aici. Vezi că se poate relua o discuție sau
Poți să te revezi cu cineva. Cavalerul de spade. E și cu certul, dragi fecioare, ca să fiu sinceră. O zi în care totul se întâmplă așa pe repede înainte și nu apucați voi să vedeți toate lucrurile. Ultima carte, 8 de spade. Vedeți că cineva e ca și cum vă sună așa și vă spune, auzi, uite, am aflat că trebuie să facem asta urgent, am nevoie de tine urgent. Și tu stai și îți lași toate ale tale și te duci și ajuți omul. Acum, na, dacă trebuie, treaba ta. Nu-ți spun nici că e bine, nici că e rău, dar e un moment în care e ca și cum totul se schimbă în viața ta. Deci, chiar dacă ți-ai făcut un program, se schimbă. Se adaugă tot felul de activități. Sunt doar câteva zile astea, așa ca să te liniștesc, după aia lucrurile se rezolvă. Se întâmplă ceva și îți dai seama și spui, gata, am înțeles, trebuie să plec mai repede de acolo și deja te apuci de demersuri. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi, chiar de dimineață, nu știu, sunteți prinși cu niște activități prin casă, pe la muncă, deja vă faceți voi agenda, sunteți ocupați puțin și de zona sănătății, e totul roz și frumos. Ei, undeva de pe la amiază, deja vă concentrați pe relațiile cu ceilalți și toată lumea vă sună, toată lumea vă dă mesaje, toată lumea vrea câte ceva de la voi. Ideea este că e o zi foarte bună în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. E ceva așa rapid ce se schimbă sau poți să rezolvi ceva important legat de o afacere. Depinde de fiecare pe unde vă aflați. Interesant este că e o zi pentru voi în care puteți să rezolvați o problemă foarte importantă legată de muncă sau legată de starea de sănătate. Sunt niște probleme acolo care sunt de mult timp și care acum uite că se vor rezolvate. Însă totuși, atenție, nu vă implicați mai mult decât e cazul. Primești o veste bună în legătură cu niște acte, în legătură cu un șef, în legătură cu niște bani. Primești niște bani sau ai de plătit salarii, nu știu, ai de făcut ceva astăzi. Oricum, ceva legat de muncă, de acte, de bani. Sau rezolvi ceva legat de zona sănătății pentru alții dintre voi. Doi de monede, 10 de spade. Da, dragi balanțe, ceva se închide. Da? E ca și cum s-a terminat weekendul. Erați și voi așa bucuroși și relaxați, s-a terminat weekendul. Și deja sunteți prinși între două activități, două locuri de muncă, două lucruri diferite, aveți de negociat ceva, primiți bani, dați bani la rândul vostru. 5 de monede, o senzație de singurătate, de abandon. E o senzație ciudată pe care o aveți aici. Sau cineva abandonează, cineva lasă în spate un anumit lucru. Acum, dragi balanțe, vedeți, încercați să vă vedeți puțin și de sănătatea voastră, că n-ar strica, mai ales în ziua de luni. Ultima carte, turnul. Ok. E ca și cum cineva își dă demisia peste noapte sau cineva fuge peste noapte, cineva pleacă peste noapte, cineva pățește ceva. Uite, cineva zboară. O situație neașteptată care are loc aici la voi în legătură cu o problemă de sănătate a unei persoane sau în legătură cu o problemă financiară. Unii dintre voi e ca și cum tot ați încercat să evitați ceva anume și ați încercat să mențineți acolo un echilibru, doar că vă treziți așa că deodată cineva iese pe ușă. Sau vă treziți deodată că lucrurile se rezolvă și vă treziți că nu mai aveți acel echilibru. Acum, turnul ăsta poate să vină și cu o eliberare. Ia să vedem. Da, e o eliberare. Cineva luptă aici pentru drepturile sale. Vedeți că cineva vă pregătește ceva de mult timp aici. Și astăzi aflați niște lucruri. Unii e posibil să fi spus, ei, dar n-are ce să fie rău, las, că o să fie bine, mai menține echilibrul așa, iau de aici, dau dincolo, ei, nu mai merge. Da? Nu mai merge. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, ce faceți voi? Ei, voi de dimineață o să vreți să mai stați puțin în pat, acum nu știu dacă o să puteți. Unii poate da, alții nu, depinde ce program aveți la muncă sau dacă lucrați. Unii poate sunteți liberi, nu știu, știu cu ce vă ocupați fiecare. Ideea este că tare mult ați vrea voi să mai stați puțin în pat, să mai meditați, să mai visați acolo. E un vis interesant, ce face nu se mai termină. De dimineață sunteți foarte prinși pe distracții, pe plăceri, mai comunicați cu partenerul, mai stați împreună, știu eu ce faceți voi acolo. În relația cu copilul este bună.
cu persoana iubită, vă vin niște idei pentru o afacere, e interesant acolo. Ei, dragi scorpioni, undeva de pe la 10-11 dimineața deja apar tot felul de responsabilități legate de muncă, legate de starea de sănătate, apar chestiuni zilnice, voi vă treziți mai târziu. Apar niște lucruri de făcut pe casă și pe familie sau vreți să reparați ceva în casă. Alți scorpioni aveți niște chestii, fie lucrați de acasă la ceva anume, fie este vorba despre niște schimbări care apar în spațiul în care voi lucrați, da? Sunteți concentrați pe așa ceva. Partea bună a lucrurilor este că în sfârșit reușiți să vă învingeți o teamă, da? Legată de un copil, legată de persoana iubită. Chiar o să rămâneți surprinși de niște chestii. Dacă voi ați proiectat și ați spus, fai, cine știe ce dezastru se întâmplă, ei, acum vedeți că nu e chiar așa. Da? Poate să fie și un moment de vindecare pentru tine. E un moment în care ai o intuiție foarte bună. E un moment în care ai foarte multă încredere în tine, într-un specialist, în cineva anume și de acolo te apuci și acționezi. Acum, nu e o zi rea neapărat, ascultă-ți intuiția. E o zi în care pentru tine ceva se rezolvă de la sine. Poate să fie ceva ce nu-ți place astăzi, atenție, legat de studii superioare, străinătate. Zona asta. Faetonul, lumea, o legătură cu zodia rac pentru unii. Dragi scorpioni, e ceva foarte important ce fie discutați, fie gândiți, fie vă apucați și puneți în practică, legat de o închidere, un final karmic, o călătorie îndepărtată sau o schimbare pentru acest an 2023. Eu văd un triumf pentru tine, văd o bucurie. Diavolul, o legătură cu un capricorn. Pentru unii, dragi scorpioni, finalul karmic e aici, bucuria e aproape, mai sunt atașamentele astea posesive. Mai sunt niște lucruri acolo care nu vă lasă pe voi. O teamă, o relație toxică. Da, vedeți că lui Pluton vărsător nu prea plac chestiile astea și cu atât mai puțin lui Saturn în pești. Apoi avem 7 de bâte. Da, e cineva aici care spune... Da, bun, a rezolvat problema, dar știu, am terminat proiectul, dar eu stau bine la birou aici, eu nu vreau să plec. Da? Vedeți că e un moment în care e bine să fiți foarte atenți pe tot ce ține de posesivitate și nu vorbesc doar de voi, în general. Deci dacă vedeți că cineva acolo o ține cu dinții de vreo chestie, lăsați-l în pace și vedeți-vă de treaba voastră. Poate să fie vorba despre o rezolvare care apare, dar... E ceva ce te stârnește, e ceva ce scoate așa din tine niște lucruri pe care poate le-ai îngropat undeva așa foarte adânc, foarte ascuns în pământ. Ceva legat de un drum. E o nedreptate, un conflict aici cu un șef. Poate e vorba despre o persoană importantă din viața ta, tatăl, partenerul, știu eu, zodia săgetător. Dragi săgetători, de dimineață sunteți foarte prinși pe casă, pe familie, aveți acolo niște activități de făcut de dimineață, nu știu, curățenie, mâncare, nu știu ce faceți, dar aveți de făcut chestii. Sunt lucruri profunde, sunt lucruri intense, vedeți că pentru voi astăzi ies la suprafață lucrurile cele mai ascunse și cele mai puternice. E un moment în care trăiți intens un final, trăiți intens o transformare, e ceva ce... Pe de o parte vă scoate din zona de confort, pe de altă parte vă trezește așa la realitate. Apoi este o zi în care sunteți concentrați, asta undeva de prin jurul orei 11, deja sunteți concentrați pe copii, pe distracții, pe plăceri, pe... Știu eu, pe o afacere unii săgetători, pe zona copiilor, deci deja sunteți concentrați pe așa ceva. Sunteți foarte bine susținuți printr-o discuție cu o rudă, printr-un drum scurt. Primiți niște vești destul de interesante. De asemenea, este o zi în care, așa cum spuneam, e un final, e ceva ce se petrece acolo și e destul de dureros. E ceva ce e dificil să acceptați, da? Sau... Vă proiectați, spuneți, fai, îți dai seama dacă fac asta, ce vor spune ceilalți, tu stai seama, familia, membrii. Nu știu, e ca și cum nu vezi lucrurile foarte clar, e vorba de o durere acolo, fie la nivel emoțional, fie fizic.
10 de cupe, 9 de monede. E o zi în care intri în contact cu un grup mare de oameni, banii sunt importanți pentru casă și familie. Aici văd niște probleme pentru unii dintre voi, dar este o zi în care sunteți foarte încrezători în forțele proprii și veți încerca să vă impuneți. Magicianul, avem aici pentru tine, este o zi în care tu ai toate elementele, ai foarte mare încredere în tine, vrei să faci ceva, vrei să schimbi ceva, pentru că așa cum spuneam, acest final, această transformare care de ceva timp tot vrea să-și facă simțită prezența în viața ta, te pune la treabă. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, e o zi în care intri în contact cu o persoană dragă ție sau este o zi în care te ocupi foarte mult de confortul tău și o femeie ar putea avea un rol foarte important. Ajuți o femeie sau faci ceva pentru o femeie. Poate pentru starea ta de bine. Unii săgetători spune, știți ce, vreau și eu să mă simt bine, dar vreau și eu să fiu într-o poziție bună. Și da, reușiți, sunteți ajutați din acest punct de vedere. Chiar sunteți foarte bine susținuți pe partea asta. Să faceți totul pentru plăcerea voastră, pentru bucuria voastră. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, hai că prima parte a zilei e interesantă, da? Chiar de dimineață, mai discutați cu cineva pe la o cafea, cu o rudă, cu cineva, stați voi, mergeți în apropierea casei, faceți niște cumpărături de dimineață, sunteți foarte prinși pe anumite lucruri, aveți niște discuții interesante. Doar că la un moment dat veți fi foarte prinși pe casă, pe familie, pe viața voastră privată și bineînțeles că acolo fie apar niște cheltuieli, fie apar niște discuții privind viitorul familiei sau privind viitorul unei persoane din familie. Poate vă intră niște bani în casă pentru unii capricorni sau aveți de dat niște bani. Și tot această zi, vedeți voi, e foarte interesant pentru că aveți o persoană în jurul vostru care are niște probleme și care vă scoate așa în față niște traume, niște frici, niște chestii pe care e bine să nu le neglijați. E foarte important acest aspect, să nu le neglijați. Atenție puțin astăzi pe relații, pe negociere, pe zona actelor, cei care aveți legătură cu așa ceva. E vorba de viitorul unei relații care e ceva mai ciudat, ție ți se pare foarte întunecat. Partea cu plus a lucrurilor ar fi să încerci să vezi detaliile, da? Să încerci să vezi și partea practică a lor. Da? Poate e cineva care are niște probleme și vine către tine și îți cere ajutorul, dar e o persoană care exagerează multe. Pare rău. Chiar exagerează. 5 de cupe și magicianul. Da, cineva își se simte mințit, furat, trădat. Cineva nu poate să uite. Poate e ceva ce nu-ți place în legătură cu banii, dar unii capricorni văd că reușiți să rezolvați ceva astăzi din punct de vedere financiar sau se închide o perioadă mai puțin plăcută. Pajul de monede, da, prosperitate, nu știu, ți intră bani. Pajul de monede înseamnă și faptul că studiezi o situație, analizezi ceva, intri în contact cu o persoană dragă ție, cu o persoană mai tânără sau o persoană care studiază. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regina de cupe poate să vină aici și cu multă sensibilitate, dar și cu o rezolvare, fie a unei probleme de sănătate, fie e un moment în care începi să te simți mai bine. Studiezi ceva foarte important pentru sufletul tău, pentru inima ta. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi de dimineață așa vă faceți voi tot felul de gânduri, tot felul de iluzii în legătură cu banii. Acum vă pot intra bani, puteți să rezolvați chestiuni financiare, nu zic nu. E o zi așa bună pentru voi și pe casă, pe familie, cineva vă ajută, vă încurajează. Ideea este că la un moment dat o să fiți foarte mult puși pe drumuri sau o să aveți o discuție cu cineva, e o discuție pe care voi o inițiați. Acum, dacă e vorba de muncă, fiți puțin atenți, da? Mercur încă n-a ieșit cu totul din retrogradare. Discutăm despre o zi în care fie vă vin niște bani, fie bine, dragi vărsători, să fiți foarte atenți, pentru că e posibil ca într-o poveste anume să fiți puțin fraieriți, adică să vi se promită nu știu câți bani și să vă treziți că nu e așa, să vi se promită nu știu ce acte pe la muncă și de fapt să nu fie așa.
Fiți puțin atenți și mare atenție astăzi pe ce mâncați și pe sănătate, nu exagerați cu absolut nimic. Încercați să beți suficientă apă, nu consumați foarte multă cafea, că nu e ok, vă agită prea tare și apoi o să explodați pe acolo. E un moment în care e bine să fii atent, repet, la ceea ce ți se propune, mai ales când vine vorba de muncă sau mai ales când vine vorba de sănătate. Nu pierde măsura și nu crede tot ceea ce ți se spune. E ok tot înainte, e o primă rezolvare, nu zic nu, dar e ceva ce tu încă nu cunoști acolo. Da? Îți e teamă de ceva astăzi, nu știu, ți-e teamă de ceva la muncă, de o întâlnire cu șeful, de o discuție, că nu te descurci. De descurcat te descurci, atât te-aș ruga eu să fii puțin atent pe bani, da? Sau pe cât ești apreciat. 8 de cupe, 10 de cupe, e ceva ce lași în urmă astăzi. Fie niște activități pe care le aveai de făcut, văd aici o legătură cu un grup de oameni. 6 de monede, niște cumpărături pe care le faci sau un ajutor pe care îl oferi unei persoane, un ajutor pe care tu îl primești de la cineva. Apoi avem 2 de cupe, o întâlnire sau o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Poate să fie și un moment în care cineva drag ție te ajută într-o situație. Poate să fie un șef, poate să fie o persoană importantă. Da, unii lăsați în urmă așa o agitație pe care ați avut-o, se mai pot rezolva chestiuni, v-am spus, legate de muncă, legate de sănătate. Doar că e bine să fiți atenți. Că Neptun implicat pe acolo nu prea e de ajutor. Zodia Pești. Dragii mei peștișori, hai că pentru voi așa de dimineață sunteți visători, sunteți energici. Ce să mai visați cu ochii deschiși, da? La dragoste, la copii, deci totul curge așa de la sine. Ei, cumva, din, să spun în jurul orei 11, deja începeți să vă concentrați pe bani, pe valoare personală, deja sunteți prinși acolo, fie primiți bani, fie, știu eu, unii aveți niște discuții interesante, alții vedeți că primiți bani și dați bani și e o zi în care e bine să vă ascultați foarte mult intuiția când vine vorba de planul financiar. Foarte mult ascultați-vă intuiția că e mai bine așa. Este și o zi pentru tine în care, uite, începi tu să vezi așa cu ochi mai buni o persoană din jurul tău. Încearcă să nu-ți faci mari iluzii atunci când vine vorba de copilul tău, de persoana iubită, de o afacere, de o investiție. Încearcă să fii puțin atent sau atentă, sau mai ales ceva legat de zona studiilor, adică nu te baza pe o chestie că nu e ok. Acum, e un moment în care este adevărat, se mai rezolvă din acele probleme legate de părțile acestea despre care am discutat, dar e bine să fii puțin atent și pe zona aceasta de iluzii. Că pot fi și persoane care să profite de bunătatea ta sau de o anumită situație. Da, au ieșit deja mai multe cărți. Văd aici o soluție care se găsește la o anumită problemă, da? E vorba de o provocare destul de ciudată. Apoi avem steaua și cu puterea, deci o legătură cu zodia vărsător, zodia leu. Sunt niște soluții așa la extreme pentru unii, dar de asemenea văd un moment în care se rezolvă o situație legată de mediul online sau se rezolvă o situație printr-un mod nou, total inovativ, ceva special, ceva unic. Apoi văd aici că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în legătură cu casa, cu familia sau poate ai legătură cu o persoană care are niște probleme, cu niște prieteni sau cu niște persoane dragi ție. E un moment intens, profund, interesant. Pot apărea aici tot felul de lucruri ciudate, dar simt o persoană care se cam alintă, cineva care nu prea are chef. Dacă aveți legătură cu grupurile de oameni, vedeți că acolo apar niște provocări, dar nu-i băgați în seamă chiar pe toți, că unii chiar exagerează, da? Unii chiar exagerează și încercați să nu preluați voi toate lucrurile de aici mai puțin plăcute. Da? Nu faceți pe salvatorul, că nu-i cazul, o să vedeți voi de ce mai târziu. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă apar filmările mai târziu, înțelegeți de ce, că am încercat și o să mă odihnesc în weekend, nu prea mi-a ieșit.
Am avut de făcut filmările pentru iunie, mai am de lucru la ele, așa că e posibil să apară mai târziu. Vă spun de pe acum ca să știți. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă, cu eliberări. Și chiar dacă dați față în față cu umbra aia și vă speriați, măcar vedeți care e scopul, durata vizitei, de unde a pornit toată povestea. Mergeți la bază, mergeți în detaliu, analizați lucrurile în profunzime, că e o zi bună pentru așa ceva. E o zi în care ușor, ușor lucrurile se mai eliberează. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă.